Așa a fost întâmpinat arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului în comuna natală Crăcăuan din județul Neamț. Aici a participat, alături de mitropolitul Moldovei și Bucovinei, de alți 4 episcopi și de un sobor de preoți și diaconi din Moldova și din Argeș, la slujba de sfințire a bisericii din parohia Cracăul Negru. Se sfințește biserica aceasta cu hramurile, acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prin stropire cu apă sfințită. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor. Se sfințește biserica aceasta cu hramurile, acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Inițiativa ridicării acestei biserici aparține al preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcerului, fiu al satului. Cu osteneala credincioșilor din satul Cracăul Negru și cu donațiile enoriașilor și preoților slujitori din cuprinsul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și arhiepiscopiei Argeșului și Mușcerului. La rădăcina zidirii acestei biserici s-a aflat fiul satului în al preasfințitul arhiepiscop Calinic, om crescut aici, pentru puțină vreme, plecat în lume cu bogăția și frumusețea acestor locuri, pentru a le așeza la diferite ctitorii, în Ardeal, la Mănăstirea Cernica, la Mănăstirea Sinaia și în mod special la Curtea de Argeș, lângă moaștele binecuvântate ale Sfintei Mucenițe Filoteia, Sfântulița de la Argeș, cum o mângâie prin acest cuvânt frumos cei care s-au născut în acea zonă. Ca recunoștință pentru sprijinul comunității unde s-a născut, arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului a primit o icoană cu Maica Domnului. În numele Părintelui Ioan, care ne privește din înălțimea cerului, a Doamnei sale preotese, a Părintelui Daniel, a familiei sale, a tuturor enoriașilor acestei parohii, să-i oferim icoana Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, în numele Sfintei Mitropolii și acestei parohii, în al preasfințitului arhiepiscop Calinic, pentru că așezându-o undeva, nu departe de racla Sfintei Mucenițe Filoteia, să-și aducă aminte rugăciunile în al preasfinției sale de cei care l-au născut aici, l-au crescut și educat aici, de cei care sunt rămași aici. La mulți ani cu sănătate să doriți zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Concomitent cu edificarea noii biserici parohiale pentru îndeplinirea activităților pastoral, misionare, culturale și social-filantropice, s-a construit un centru social-cultural pus sub ocrotirea Sfintei Mucenițe Filoftea de la Curtea de Argeș. Vă mulțumim și pentru icoana Sfânta Parascheva. Vă mulțumim în altă sfințioasă că Sfânta Filoteia și cu Sfânta Parascheva au fost tot timpul, ele au fost și ca moaște împreună. Fie la Târnovo, au fost și la Vidin și Sfânta Parascheva a fost și la Curtea de Argeș. Și atunci când s-au sfătuit domnitorii noștri basarabi, au spus, Doamne, rămâne Sfânta Filoteia la noi și luați voi pe Sfânta Parascheva și au dus-o la Belgrad.
de la Belgrad la Constantinopol și celelalte care se știu din istorie. De aceea, în bisericile noastre ortodoxe, unde vedeți pe Sfânta Parascheva și Sfânta Filoteia. Sunt cele două sfinte minunate ale lui Dumnezeu și aici, la Cracăul Negru, ne-am gândit așa un centru a Sfintei Filoteia, care ea este darnică și minunată, așa mult folositoare, Sfânta Filoteia, precum Sfânta Parascheva este cea mult folositoare. Și iată că la Cracăul Negru, pe lângă toate acestea, s-au întâlnit cele două sfinte din nou. Planul construcției bisericii a fost pus la dispoziție gratuit de către sectorul construcției bisericești al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcerului, coordonat de către Părintele Arhimandrit Caliopie Ichim. Construcția bisericii a fost realizată de către o echipă de meșteri zidari din Curtea de Argeș, condusă de către constructorul Nae Drăgoi. Pictura a fost realizată de către meșteri zugravi din județul Argeș, iar catapeteasma și mobilierul din interior au fost sculptate și donate de către familia epitropului Gheorghe și Irina Ursu. Pe întreg parcursul construcției, mai cu seamă în etapele importante ale zidirii bisericii și ale centrului social-cultural, șantierul a fost vizitat de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic, ctitorul principal al bisericii, care a încurajat, sfătuit și ajutat material la edificarea construcțiilor.